Rareș Enceanu este golgheterul Stelei cu 6 reușite în prima parte a sezonului. Mijlocașul ofensiv al roșalbaștilor, care a realizat un hat-trick în ultima etapă de campionat, a povestit pentru Steaua TV amănunte interesante despre cariera sa de fotbalist, despre lupta la promovare, dar și unde îl vede pe colegul său de echipă, Adrian Ilie, în viitorul apropiat. Rareș, a început fotbalul în orașul tău natal, la Zărnești. Primul tău antrenor a fost tatăl tău, el ți-a insuflat și plăcerea de a juca fotbal? Tatăl meu a fost modelul meu. De când m-am născut, mi-a dat mingea în brațe și a fost simplu să aleg fotbalul. De la Zărnești ai susținut și o probă de joc la școala lui Dobrin? Am fost la domnul Ianovski, țin minte că eram, nu știu, mic, pe la 8-9 ani. Am dat o probă de joc, cred că am fost acceptat, nu știu, așa mi s-a spus atunci. Mi s-a spus că nu se poate da cazare și mai știu ce și am ales să nu rămân acolo. Ai mers la FC Brașov la 12 ani. Mai păstrezi legătura cu antrenorul de atunci care te-a luat? Da, cum să nu. E antrenorul meu de suflet, să zic așa, Nicu Văduva. Țin să-i mulțumesc pe această cale, țin legătura cu el, chiar vorbim foarte des și acum când o să mă duc acasă, chiar vreau să mă întâlnesc cu el. Ai debutat în Liga 1 la 17 ani. Cum a fost atunci? Te așteptai? Cum te-a luat Marius Șumudic? Țin minte că făceam antrenament pe grupe de la juniori, ne trimitea de la juniori și am fost 2 săptămâni la rând și după aia 1 săptămână nu am fost. Și țin minte că domnul Marius Șumudic m-a chemat la dânsul în birou și mi-a zis că de azi să nu mă mai duc la juniori, să fac doar cu echipa mare și că să-mi facă un debut frumos. Nici nu mă așteptam să joc, mi-a spus că o să mă debuteze într-un meci frumos și chiar a fost împotriva Rapidului, am jucat titular și am bătut și 1-0. A fost ceva de vis, să zic așa. N-ai avut nevoie de regula U21 ca să joci, cum e acum? Nu, n-am prins acea regulă, n-am avut norocul. Și la Steaua sunt jucători interesanți, jucătorii tineri. Da, sunt foarte mulți. Trebuie să profite de această șansă pe care o au și sunt tineri cu calitate și ne-au ajutat foarte mult în acest sezon. Adrian Ilie, crezi că poate ajunge la Naționala U21? Mai vorbim între noi și el, dacă o ține tot așa, noi îl vedem în Liga 1 în cel mai scurt timp. Deoarece are o calitate extraordinară, are o forță fizică de pătrundere, de tot. Aleargă foarte mult, este un jucător complet, după părerea mea, și e și tânăr, ai cel mai important. Cine ți-a pus porecla Zinedine? La Zărnești aveam o schemă, făceam o schemă, mă urcam pe minge așa și Cosmin Olaru așa îl chema pe băiat și mi-a spus Zizu. Acest sezon din Liga 3 cum se pare? A fost un sezon cu bune și cu rele pentru noi. A venit și acel COVID peste noi care ne-a dat un pic peste cap. Noi trebuie să ne vedem de treabă și zic o pregătire bună acum în iarna aceasta. Nu avem probleme. Cum veți arăta cu suporterii în tribună? Abia așteptăm să-i vedem în tribună, să fie lângă noi, să ne susțină cum doar ei știu să o facă și sunt sigur că va fi de bun augur venirea lor. Ai o revanșă de luat față de cei de la FCSB? Nu vreau să vorbesc despre cei de acolo, mă simt bine aici și nu mă interesează ce este acolo. Într-un moment, Victor Pițurcă te convocase la echipa națională, ai avut o accidentare, de ce n-ai mai ajuns atunci? N-a fost o convocare, a fost doar o înștiințare, să zic așa. Chiar după ce am debutat la Liga 1, la 17 ani, am avut 2 meciuri la Naționala Under 18 și domnul Victor Pițurcă cu domnul Iovan au fost la meci și am avut ghinionul de a mă accidenta. Dânșii îmi spuseseră că vor să mă ia la Naționala Mare și a fost o accidentare care m-a ținut departe mult timp, cam 11 luni am stat. Și a tot recidivat, am fost, domnul Nicolae de la Brașov a vrut să mă recupereze foarte repede și m-a trimis în Serbia la Mariana Kovacevici. Am venit, am făcut 2 săptămâni de antrenament, am făcut ruptură iarăși, după aia tot am stat, nu m-a recuperat bine niciodată și am avut de tras. Deci nu face minuni. Zic că și face și nu face, deoarece m-am dus acolo într-un picior, aveam 2 rupturi pe același mușchi și în 3 zile de tratament m-a scos pe hol și am făcut sprint. Mi-a spus doamna, stai, dar cei de la Brașov cum au vrut să mă vândă și eram pe val, m-au forțat și am recidivat. Ajungi cu Steaua în Liga 1? Cu siguranță, asta este visul tuturor. Cât de mult aștept să joci pe stadionul din spate? Este o nerăbdare, am jucat și pe Ghencea, a fost o senzație de neuitat. Pe Ghencea avea ceva special. Să vedem acum cum va fi noul stadion. Cred că va fi și mai special.